în direct alături de noi Cosmin Dorobanțu, liderul Sindicatului Lucrătorilor din Penitenciare. Bună seara, domnul Dorobanțu! Bună seara, domnule Ciutacu! Aveți o explicație pentru care colegul dumneavoastră de la, sau colegii dumneavoastră de la Penitenciarul Rahova l-au scăpat pe domnul în cauză? Da, colegii mei de la Penitenciarul Spital Rahova, ei acolo s-au ocupat de acest deținut criminal care a evadat, a forțat ușa de la ambulanță cu ajutorul unei centuri. Doar că vina o au mai mulți angajați, inclusiv șefii Penitenciarului Spital Rahova, care au făcut o escortă compusă dintr-un șofer, un conducător auto, o agentă care a terminat deputăția acum o săptămână de zile, care nu are nici măcar un an de zile vechime, și încă un agent. Și de erau mai plăpând de agentul ăla? Da, domnule Ciutacu. Dar de ce n-avea cătușe, de ce n-avea cătușe domnul deținut? Că eu am văzut arestați preventiv. Nu-i transportăm în ambulanțe cu cătușele la mâini pentru că există anumite riscuri. Ce pot eu să vă spun este că colegii mei care au făcut parte din compunerea escortei au solicitat șefului să trimită în compunerea escortei niște polițiști de penitenciare care au experiență în escortarea unor deținuți clasificați în regim de maximă siguranță, care acest criminal. Șeful sectorului operativ din Penitenciarul Spital Rahova a refuzat să trimită oameni cu experiență și a trimis o tânără angajată de 6 luni de zile, care tocmai a terminat perioada de deputăție, debutantă era această angajată, și în această ambulanță mai era și încă o femeie, tot deținută și ea, da. Mai mult i-au băgat la comun acolo și deținutul de maximă siguranță n-avea ce să caute în aceeași ambulanță cu o deținută. Vorbim despre un deținut criminal care era la regim de maximă siguranță, cel mai sever regim de executare dintr-un penitenciar, un criminal. Acolo se impunea și prezența unui mascat specializat, dacă doamna Marinela Ledelcu și-a dat seama și nu are nicio experiență în paza, supravegherea și escortarea deținuților, că acolo trebuia o escortă formată din oameni profesioniști cu experiență care să-l ducă pe acest criminal la o policlinică în rețeaua Ministerului Sănătății. Nu-mi dau seama cum șefii de la Penitenciarul Spital Rahova nu și-au dat seama de acest lucru. Deținutul respectiv a părăsit București, s-a urcat într-o mașină și a părăsit București. Degeaba îl caut acum prin București, pentru că nu mai este în București, domnule Ciutacu. Nu mai e în București? Avea o mașină care nu mai este în București, domnule Ciutacu. Avea o mașină care l-a aștepta? Stați un pic, domnul Dorban. Nu l-a aștepta. Nu, a făcut autostopul, domnule Ciutacu, și a părăsit București. A făcut autostopul din Pantelimon, de pe ritmului de acolo și s-a oprit prima mașină și l-a luat? Da, el nu mai este în București acum. Haideți să vă mai pun o întrebare auxiliară. Am auzit că ați spus că nu-i deplasați la spital pe deținuți, indiferent de regimul de detenție pe care îl execută, cu cătușe, de considerente care țin de drepturile omului, ale pacientului și așa mai departe. Vreau să vă întreb doctorul Sorin Oprescu. E om, e pacient și el sau nu? Că ultima dată când l-am văzut eu pe Oprescu transportat de la pușcărie către Spitalul Universitar, unde i s-a făcut o intervenție chirurgicală, a intrat cu cătușe în Spitalul Universitar și a ieșit cu cătușe în Spitalul Universitar. Și Adrian Năstase... De ani de zile nu mai aplicăm mijloacele de imobilizare de acele cătușe la deținuți, pentru că CEDU cam recomandă și Avocatul Poporului să nu mai poarte deținuții cătușe pe perioada când sunt transportați. Okay. Tocmai de aceea se impuneau acolo mai mulți polițiști de penitenciare care să fie în componența escortei. Dar nu s-a vrut, cu toate că și sectorului operativ a fost înștiințat că trebuie acea escortă să fie întrebare foarte simplă. Directorul Spitalului Penitenciar Rahova mai e în funcție? Mai este, domnule Ciutacu, în funcție și la momentul respectiv. Mai este și șeful sectorului operativ, este în funcție acum. Săptămâna trecută doar ce a plecat corpul de control al Ministrului Justiției din Penitenciarul Spital Rahova, pentru că sunt o grămadă de probleme pe care organizația mea sindicală le-a semnalat și nu s-au luat nicio măsură. E perfect. Înseamnă că noi suntem vinovați că a evadat ăla, nu? Nu sunt dumneavoastră vinovat, domnule Ciutacu, cu niște telespectatorii dumneavoastră. Este vina unor șefi care habar n-au cum să conducă un penitenciar. Domnul Dorobanțu, și dacă omul ăla, așa periculos cum spuneți dumneavoastră că este, și cum o atestă sentința pe care o execută, într-un moment de furie, acum mai gâtuie 2-3 până îl prinde miliția, cine răspunde? O să răspundă șefii mei, pentru că șefii mei sunt răspunzători de această palmă peste imaginea sistemului penitenciar, peste poliția penitenciară, că nu suntem în stare să escortăm niște deținuți în afara penitenciarelor.
Dacă ne fug deținuții de sub nas, înseamnă că sistemul a luat o razna. Vai de capul nostru. Mulțumesc mult, domnul Dorobanțu, o seară bună.